Astăzi a fost ultima zi de înscriere la concursul național de titularizare 2021. Sute de doritori și-au depus dosarele de înscriere, însă și de această dată unii vor rămâne fără post. Aproape 500 de candidați se pregătesc intens pentru concursul ce va avea loc la data de 21 iulie. După afișarea rezultatelor, prima ședință de repartizare va fi susținută pe 5 august, urmând ca în fiecare zi să se desfășoare astfel de întâlniri. Astăzi este ultima zi de înscriere la examenul, la concursul național de titularizare. Până acum s-au înscris 449 de persoane și acest examen se va, proba scrisă a acestui examen va fi în data de 21 iulie 2021. Iar prima ședință de repartizare, prima ședință publică va avea loc în data de 5 august. După care, în luna august, aproape în fiecare zi, vor avea loc astfel de ședințe de repartizare pe posturi, pe catedre sau pe ore. La fel ca în fiecare an, nu toată lumea va prinde un post de titular, chiar dacă vor obține nota mai mare de 7. Numărul de locuri titularizabile este unul mai mic decât cel al doritorilor. Totuși, candidații pot obține un post de suplinitor pentru anul școlar 2021-2022, însă este necesară obținerea unei note cât mai bune. La nivelul județului Gorj există și posturi incomplete, așadar norma cadrelor didactice ar putea fi completată la mai multe școli. Din acest motiv, nici numărul de locuri titularizabile nu este unul fix. De foarte multe ori un număr exact nu se poate ști, pentru că de multe ori poate să apară o catedră formată din un număr de ore la mai multe școli. Deci sunt, de exemplu, 6 ore la o școală care sunt titularizabile, 8 la o școală, restul la o școală și pot să încropească o catedră. În paralel, se desfășoară și concursul pentru obținerea gradației de merit pentru profesorii care doresc acest lucru, stabilindu-se până acum numărul de gradații la nivel de județ. Până pe 21 mai, toate cadrele didactice interesate au timp să depună dosarele la secretariatele unităților de învățământ. Am început concursul pentru obținerea gradației de merit de către cadrele didactice care doresc să aibă această gradație. Am parcurs etapa de stabilire a numărului de gradații la nivel de județ în Comisia Paritară a Inspectoratului Școlar. Au fost publicate informațiile pe site-ul Inspectoratului Școlar. Am publicat fișele pentru realizarea dosarului, întocmirea dosarului pentru evaluare și în perioada 13-21 mai toate cadrele didactice interesate vor depune aceste dosare la secretariatele unităților de învățământ, urmând ca acestea să fie aduse la inspectoratul școlar de către director sau un reprezentant al școlii în perioada 24-28 mai, după care vom demara procesul de evaluare a acestor dosare. Aceeași problemă a fost întâmpinată și în anii anteriori, când profesorii care au obținut note bune au rămas suplinitori din pricina lipsei de posturi titularizabile.